Înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia Pojorâta II din județul Suceava. Ierarhul a fost întâmpinat de un grup de copii îmbrăcați în costume naționale, de oficialități locale, de un sobor de clerici și de un număr mare de credincioși. Trebuie să ne întoarcem de la păcat la virtute, cu căință, cu părere de rău, cu conștiința că am greșit și cu credința că Dumnezeu ne iartă. Și așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos în pilda cu oaia cea pierdută din cele 100 de oi și pe care a găsit-o, păstorul se bucură mai mult de acea rătăcită, dar găsită și adusă în turmă, decât de cele 99 care nu s-au rătăcit. Adică de noi, oamenii, mare bucurie este în cer pentru omul care se căiește, se pocăiește, se întoarce la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Preotul paroh, fiul al satului, slujește în localitatea natală din anul 1998. Iată când Hristos a ieșit la propovădire în această duminică și noi ne bucurăm ca să-L avem pe ierarhul nostru alături de noi să ne îmbărbăteze spre urcușul mântuirii sufletelor noastre. Este o zi de sărbătoare pentru comunitatea din Pojorâta, este o zi de sărbătoare pentru Bucovina de Munte și nu în ultimul rând este o bucurie și o binecuvântare pentru noi toți cei care suntem alături de biserică. Pentru mine, pentru administrația locală din Pojorâta, biserica, școala au fost și vor rămâne o prioritate. Situată chiar în centrul satului, biserica a fost ridicată începând cu anul 2001, numai din donațiile credincioșilor din Pojorâta, iar sfințirea a avut loc pe 7 ianuarie 2007.